Sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaș va găzdui joi 15 decembrie, începând cu ora 16, producția de sfârșit de an a cursanților de la secția Școala Populară de Arte și Meserii. La eveniment vor participa cursanți de la toate clasele de instrumente, vioară, pian, orgă, instrumente de suflat, chitară și canto, clasic și popular, precum și orchestra populară a școlii. Școala Populară de Arte și Meserii este din luna octombrie 2010, secția Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaș, instituția Consiliului Județean Sălaș.